În primele patru runde, Sportclub Bacău nu a reușit să obțină nicio victorie, dar evoluțiile bune de la meci la meci îi pun pe gânduri pe antrenorii echipelor care s-au impus în acest debut de campionat în fața Sportclubului. A avut și un program destul de greu, din punctul meu de vedere. A jucat cu o echipă în prima etapă cu Glincenu, care are jucători cu mare experiență, apoi etapa a doua a jucat cu Iașu. Sportclub Bacău e caracterizată ca o echipă tânără lipsită de aportul experienței. E nevoie de timp pentru a confirma. Ca nou promovat a fost pentru ei, eu zic, un debut foarte greu și trebuie să aibă încredere că, de exemplu, mie ca echipă azi mi-au plăcut. Eu cred că nu este o echipă care să rămână la... Eu știu, să se lupte pentru evitarea retrogradării. Eu zic că ei o să urce ușor-ușor în clasament. Și Vali Bădoi, antrenorul celor de la FC Clinceni, a lăudat evoluția formației lui Viorel Tănase, concluzionând că formația lui a câștigat în Bacău cu noroc, iar odată ce echipa băcăoană va mușca din gustul primei victorii, va fi greu ca cineva să plece cu puncte din Bacău.